salutare și bine ați revenit pe canal. Foc de armă involuntar în sediul Poliției Municipiului Alba. A? Oare cum s-o fi întâmplat chestia asta? Este extraordinar de simplu. Din păcate, un nou incident cu armă de foc în care, din nou, este implicat un lucrător, un angajat MEAI. Înainte de a intra în subiect, nu uitați, mi-am reactivat contul de Patreon, unde mă puteți susține cu cel mai ieftin abonament de $3 pe lună, dacă ați găsit utile, cel puțin o dată în viață, informațiile gratuite de aici, de pe canal. Foc de armă în sediul Poliției Municipiului Alba Iulia. Și vă dau citire de pe site-ul abnews.ro. La data de 24 noiembrie anul curent, în zona destinată preluării armamentului și încărcării acestuia de la Poliția Municipiului Alba Iulia, cu ocazia verificărilor armamentului din dotare, un agent de poliție a executat în mod accidental un foc de armă în podea. În urma incidentului nu au fost înregistrate victime, iar la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Alba a fost dispusă demararea unei proceduri de cercetare în conformitate cu prevederile interne privind exploatarea armamentului, a transmis IPJ Alba. Cum s-a întâmplat? Nu avem foarte multe detalii, dar ceea ce pot să fac este să bănuiesc cam ce s-a întâmplat acolo. Că dacă spune, am văzut cuvintele cheie, foc accidental, în podea și în camera de predare, primire armament, predare, încărcare, descărcare armament. Ei bine, ceea ce cred eu că s-a întâmplat a fost următorul lucru. Cred că polițistul nostru a luat arma, că intra în misiune, că venea din misiune sau pleca în misiune, nu avem detaliile astea, și ca să fie tot în siguranță, voi folosi snap capsule de la Airsoft ieftin. Ce cred eu că a făcut polițistul nostru a fost chestia asta. Hop, hop, hop. Ați priceput? Adică, în loc să scoată încărcătorul și să tragă, și mi-a căzut snap cap-ul, să tragă de manșon, pur și simplu a tras manșonul, a băgat cartuș pe țeavă și din reflex, bag mâna în foc, că din reflex s-a întâmplat chestia asta, a apăsat trăgaciul. Poc. Da? Deci din reflex sunt... Pot să jur că din reflex s-a întâmplat lucrul ăsta. Sigur, e posibil să nu fie așa, dar din experiența pe care o am în ce privește mânuirea armamentului, sunt de părere că a devenit un gest reflex. Dacă vă mai aduceți aminte, știți că spuneam de foarte multe ori că percuția de control, dacă o vei face vreme îndelungată, va deveni un gest reflex. Gest reflex care va duce inevitabil la astfel de incidente. Vă explicam în dățile trecute. Bă, ești polițist, ești cadrul meu, ai venit din misiune, da? Ok. Ai fost după tura de noapte. Sau ai avut o zi, bă, ai avut o tură nașpa rău de tot. Bă, dar nașpa te-a stresat psihic. Și ajungi, ieși din serviciu și trebuie să predai armamentul. Și uiți, efectiv, cu gândurile în altă parte, uiți să scoți întâi încărcătorul, da? Numai un pic să-mi scot eu cartușul de pe țeavă și să-l bag la loc. Deci, ai venit și trebuie să predai armamentul și efectiv ai uitat să scoți întâi încărcătorul, da? Și tragi de manșon, ai băgat cartușul pe țeavă. Atunci îți dai seama, bă, aoleu, ce-am făcut. Fraților, înțelegeți odată pentru totdeauna și încercați să vedeți partea practică și logică a explicațiilor. Și, hai, nu a explicațiilor, poate sună într-un mod egoist. Bă, încercați să vedeți partea practică a lucrurilor. Cum funcționează un pistol? Trebuie să-i bagi cartuși pe țeavă, ceea ce am făcut mai devreme, da? Și al doilea lucru pe care trebuie să-l faci este să apeși trăgaciul, ca să plece glonțul. Pistolul este o unealtă care îți scuipă ție o bucată de metal la o distanță foarte mare, ca să lovești o țintă aflată acolo, la foarte departe de tine. Două lucruri trebuie să se întâmple. Să-l alimentezi, da, cu cartuși pe țeavă și să apeși trăgaciul. E, în momentul în care ți-ai dat seama de greșeala pe care ai făcut-o, nu apăsa trăgaciul. Chiar dacă bagi muniție live, muniție vie, da, de război, funcțională, în pățeavă, în camera cartușului, bă, nimic rău nu se întâmplă, nu pleacă glonțul dacă nu apeși trăgaciul. Ok? Bun.
ai venit din misiune, ai uitat să scoți încărcătorul, ai armat, ai băgat cartuși pe țeavă, îți dai seama atunci ce ai făcut. Nu e nicio problemă. Scoate încărcătorul, deci îndepărtează restul de muniție și apasă, trage de manșon și scoate cartușul de pe țeavă. Uită, da? Asta e de antrenament. Ne imaginăm că e muniție vie. Bun. Și acum arma ta este goală. Și mai verifici odată, nu apăsa trăgaciul, da? Uite, am blocat manșonul în spate. Și uite ce se întâmplă. Pur și simplu mă uit și verific în camera cartușului. E ceva? Nu e ceva? Bă, mai e muniție? Nu mai e. Ok, mă uit aici. Bag și degetul. Că, na, poate nu văd bine, am ochii împăienjenit. Bag degetul. Se simte? Nu se simte. Ok. Atunci arma mea este ok, este asigurată. Bun. Și nu a apăsat trăgaciul. În momentul în care a apăsat trăgaciul, pleacă glonțul. Și se produc astfel de incidente neplăcute cu arma. Da? Este extraordinar de simplu. Deci eu asta bănuiesc că a făcut polițistul respectiv. A armat pistolul și a apăsat trăgaciul. Nu putea să plece. Bine, cu excepția situației în care eu știu pistolul era perfect funcțional. Mergem pe ideea că pistolul era perfect funcțional, îmi cer scuze. Dar nu știu ce armă a avut. Nu se specifică. Beretta, Carpați, nu știu, Glock, nu știu. Mergem pe ideea că era un pistol perfect funcțional. Dacă vorbim de un Carpați, acum mergem în partea aia, în care nu era perfect funcțional. La Carpați apare o problemă pe care mulți polițiști, jandarmi, cei care au sau au avut Carpați în dotare, pot să confirme lucrul ăsta. În momentul în care umerii siguranței, umerii ăia ai piedicii, se tocesc, cocoșul lovește cuiul percutor. Asta ce înseamnă? Că atunci când armezi Carpaciul fără să-l dezasiguri, în momentul în care ai dat drumul manșunului, ai eliberat manșunul, că tu ești în spate cu manșunul, da? În momentul în care ai eliberat manșunul, fiind în continuare asigurat, cocoșul vine și lovește în umerii tociți ai piedicii. Dacă sunt suficient de tociți, va lovi și cuiul percutor. Cuiul percutor lovește în cap să se produce focul. Și îți pleacă glonțul. Da? Bun. Să spunem că avea Makarov. Același lucru se poate întâmpla. S-ar fi putut întâmpla. Dacă vorbim de pistoale moderne pe sistem Striker sau în cazul lui Beretta pe X4 Storm, sistem Cocoș, sunt de părere că doar dacă erau pistoale respective defecte, să fi plecat glonțul. Ne imaginăm un pistol pe Striker, pe sistem Striker, Glock, ce mai este, Zigzag, ăsta, CZ, PZCC, CZ-urile, nu toate, ok? În cazul Beretta pe X4 Storm, ei bine, așa cum am prezentat la poligonul Zipes Court, când am făcut demontarea parțială a pistolului Beretta pe X4 Storm, v-am arătat că el are piedica. Sistemul de asigurare este unul secționat, fracturat și practic este acoperit foarte bine, este protejat foarte bine cuiul percutor. Și nu există aproape, ce obțin din exterior, cum se vede, pare că nu există niciun risc de detonație accidentală. Deci la pistoalele astea moderne mă îndoiesc că erau șanse să fie defecte și să plece glonțul. Dar repet, indiferent câte sisteme de siguranță ai pe pistol, într-un final, când le-ai dezasigurat, le-ai eliminat pe toate, rămâne asta, degețelul. De aia o să vedeți la Smith & Wesson, da? O să vedeți la Glock, o să vedeți la multe alte pistoale, că n-au, pare că n-au nicio siguranță. Sau ce să n-au acea piedică clasică cu care te-ai obișnuit. Da, au sistemul de asigurare aici pe trăgaci. V-am prezentat la Smith & Wesson, trăgaciul este fracționat, este împățit în două. Nu poți apăsa, ți este practic imposibil să apeși pe jumătatea asta de sus de aici, știi? Pentru că dacă apeși pe asta, uite, stai că arăt așa, dacă apeși pe asta de aici, nu poți acționa trăgaciul. Dar dacă apeși pe jumătatea de jos, poți acționa trăgaciul. Un sistem de siguranță este că fără încărcător nu percutează. Deci nu lovește cuiul percutor. Asta la Smith & Wesson. La Glock are acea fantă
Petrăgaci, nu apeși acea fantă de Petrăgaci, nu poți acționa trăgaciul, dar este tare. Cei care vreți să încercați chestia asta, mergeți într-un poligon care are Glock și încercați să apăsați trăgaciul pe margine, fără să acționați acel mic trăgaci, fantă, cum vreți voi să-i spuneți, de pe mijlocul trăgaciului. Nu apăsați pe aia, nu puteți acționa trăgaciul normal, nu pleacă glonțul, da, deci un sistem de siguranță, dar nu are acea siguranță exterioară ca la Carpați sau la Makarov sau la Beretta pe X4 Storm, da, etc. Beretta 92 FS, 90 tu, etc., da? Bun, deci mergând pe ideea că pistolul era perfect funcțional, n-avea nicio problemă, eu asta cred că a făcut. A armat și a apăsat trăgaciul. Și în momentul ăla nu se întâmplă nimic altceva decât să plece glonțul. Arma face exact ceea ce a fost construită să facă, să scuipe glonțe. Noroc că a avut țeava îndreptată înspre podea și glonțul a lovit podeaua. Se pare că îmi place mie să cred, văzând că nu există nimic despre tema asta, despre chestia asta, îmi place să cred că nu a ricoșat glonțul ăla să zboare pe cameră pe acolo și într-un final să se oprească undeva, în carne de om sau în alt loc. Repet, în urma incidentului nu au fost înregistrate victime. Bun. Și ăsta a tras un foc de armă în mod accidental în podea. Așadar, stimate forțe de ordine, dacă urmăriți sau ați urmărit acest material video, recomandarea mea pe final este următoarea și pentru toată lumea. Nu doar forțele de ordine, dar în special pentru ele, că despre un reprezentant de-ai lor este vorba. Deci, ai pistolul, da? Ai venit din misiune, ești la camera de armament, descarci armament, ai uitat să scoți încărcătorul și ai armat. Nu a apăsat trăgaciul. Nu l-a apăsat. Ok. Stai mă, că am armat fără să scot încărcătorul. Nu se întâmplă nimic. Ține degetul afară, scoate încărcătorul și elimină cartușul de pe țeavă. Și în momentul ăsta arma este perfect sigură. Vrei tu să mai faci niște verificări, mai trage manșon. Da, chestiile astea, mod, tragi, da, la foc automat, repetat, de manșon, ok. Bași degetul, vezi, ok, ai blocat manșonul, te-ai uitat, ai băgat și degetul, vezi că nu este niciun cartuș acolo. Toate bune și frumoase. Apeși trăgaciul? Eu nu aș recomanda. De ce? Devine gest reflex. Și în momentul în care devine gest reflex, riști să ai astfel de eveniment. Să fii tu chiar protagonistul unui astfel de eveniment. Sper că informațiile v-au fost utile tuturor. Le-am repetat, dar iată că incidentele cu arme de foc nu ne lasă în pace. Continuă să ajungă în prim plan. Nu știu ce vechime avea polițistul respectiv, nu știu de cât timp lucra, nu știu ce grad avea, că nu se specifică. Acum ar avea relevanță aceste informații. Din punctul meu de vedere, da, ar putea să aibă. Mai ales dacă vorbim despre un polițist aflat la început de drum, angajat proaspăt în poliție din sursă externă, ceea ce e nașpa rău de tot, demonstrează nivelul de pregătire și nivelul de pregătire transmis celor angajați din sursă externă. Și de asemenea, dacă era un polițist proaspăt absolvent al vreunei școli de poliție, știu, academie sau școală de agenți, de asemenea, acest aspect scoate în evidență nivelul de pregătire ce i-a fost atribuit, ce a fost oferit și modul cum s-a transmis sau cum s-au transmis aceste informații. Nu în proporție de 100% aș putea spune că este vina unității de formare profesională, pentru că poți avea polițiști sau lucrători MAI cu academie de 3 ani, de 4 ani sau cât să mai faci acum Academia de Poliție, care să-ți facă niște boacăne de spică fața. Asta nu înseamnă că ei nu au fost instruiți să nu facă acele boacăne. Nu înseamnă că nu li s-a spus să nu facă acele boacăne. Dar întotdeauna opinia publică va da sau va avea tendința să acuze instituția de formare. Și din punctul meu de vedere nu este corect. Dar având în vedere incidentele din trecut în care au fost implicați polițiști,
este inevitabil să nu stai să spui întrebarea, bă, dar ce-a învățat ăla în școală? Sau vine din școală, vine din sursă externă, pentru că în școală timpul de formare este unul mai mare, mult mai mare decât, decât la angajare din sursă externă. La sursă externă, din câte știu eu, e posibil să mă înșel, să mă corecteze cine cunoaște mai bine decât mine, dar eu, din câte știu, din sursă externă, te duci, ai dat concursul, ai luat examen și te duci și faci o perioadă de inițiere în carieră, nu știu, o lună, două luni, trei luni maxim, ceva de genul. Știu că a fost un val mare prin 2016, 17, 18, ceva de genul, dar știu că în 2017 au fost angajați foarte mulți din sursă externă, cel puțin la IPJ Brăila. Și bă, nivelul de profesionalism se vede, știi, pe de-o parte, iar pe de altă parte, o mare parte din vină pentru lipsa de profesionalism îi aparține lipsei de experiență. Experiență pe care nu poate să ți-o bagi în căpățână școală sau unitatea de formare, știi? Deci trebuie, aia vine cu timpul. Vrei să te bagi ca polițist, ca jandarm, să îți place să acumulezi experiență, să știi cum să procedezi în diverse situații, ok, te duci și te-ți bagi nasul și faci și dregi. Nu, vei sta de cel mai multe ori ferit, domne, nu mă bag, hai că n-am văzut, că nu știu ce. Și în situația, în momentul în care vine experiența aia peste tine, ca și te va lovi precum tren, exact ca un tren, te va lovi cu foarte multe vagoane și de pasageri și de marfă. Și atunci va trebui să te descurci. Cel puțin așa consider eu. Bun, acesta a fost materialul video. Încă o dată o spun. Sper că informațiile v-au fost utile, sper că ați învățat ceva din experiența neplăcută a colegului vostru, dacă sunt cadrii mei care mă urmăresc. Și pentru ceilalți, dragii mei, și voi, sper că ați învățat ceva util ori de câte ori, mai ales dacă sunteți posesor de arme de foc, așa cum sunt și eu, încercați pe cât posibil să renunțați, sfatul meu, prietene, să renunțați la percuția de control, pentru că devine reflex, gest reflex. Gestul reflex poate duce la astfel de incidente. Broadheader am fost eu, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și mare atenție pe viitor cu cea mai importantă siguranță și cea mai importantă regulă de siguranță în arme, apăsarea trăgaciului. Degetul în afara trăgaciului, cu excepția situației în care ești pregătit să tragi. Doamne, ajută numai bine! Ciao!